Litera 4, poți să pun acolo. Litera 4, litera 4? Da. Există litera 4? Da, există litera și cifra 4. Eu! Hai mă, Sergi! E bine? Mă, mai am și un hecheș cu instrumentul. Pare că văd. Azi o să fie un video mai diferit, mai special. În sensul că Anisia nu-i machiată, asta e special. În sensul că nu facem un sketch, o să facem un vlog pentru că am plecat în turneu. Fix acum am plecat. Și... spune centura. Și o să arătăm ce se întâmplă în turneu. Avem câteva orașe în care trebuie să ajungem. Vedem cât de mult putem să filmăm, pentru că na, trebuie să facem și spectacolele. Și na, Doamne ajută să fie bine. Nu, ce încă pentru o valiză cu nu. Da. Nu, un nas. Ai. Nucă. Cinci, patru, trei, doi, ce ai zis? Băut. Băut. Nurcă. Nicotină. Cinci, patru, naftalină. Trei. Naftalină. Nu știu. E perfect. Da, exact. Cap din diet. Da. Se pune? No. Capul din net? Net de cap. Bine că nu era de OSN. Net. Știi asta, mică. Încep să devin floricica. Ușor, ușor te duci în țăpată de asta. Un om nevrotic. Băi, Sergei, mai, stai! Ce asta? Un net de rău mic! Nu, ca așa. Bine, hai, vrei să mergem așa cu nătărău? Nastru. O nătăfleață. O nectarină. Un nătâng. Un nimic. Am zis. Un alt nimic. Un număr de poker. O nuanță de culoare. O naivă. O fată naivă. Da, păi dacă e naivă, o faci în valiză. O nălucă. O nenorocire. Băi, zi, ce aia nenorocire? Un... nastru, na... a zis? Cio, ne, hai, oh, na... un... jucăm serios acum? Da, jucăm serios, gata. Hai. Nu... nu am idei, nu. Nu... nu spa. Da, bun. Mistrie că e mai mic. Da, eu. Că e mai mic. E mai mic, da. Deci am ajuns la Drobeta Turnul Severin. Am făcut probele de sunet la clandestin. Suntem la hotel, mai avem o oră până la show și aș fi dormit, dar... Ce mari suntem. Cât e de mare afișul? Este destul de mare. Vreau să vă arăt priveliștea de la hotel, că asta e mișto, e foarte mișto, hotelul nu e cel mai nou, dar priveliștea... cea mai nouă. Deci, aici este, nu știu, biserică sau ceva, acolo este o apă care se numește Dunărea și în partea aialaltă e Serbia. Da, deci cumva dacă... Castile alea, de exemplu, ea nu vorbesc română. Nu știu exact, am înțeles că nu e cel mai frumos loc de vizitat Serbia,
dar de aici se vede foarte frumos. Deci de aici zici că, uite, avem și insulă, dacă aruncăm acolo două undițe, prindem vreo doi crășoi. Anisia a rămas pe pescăreală, ea de la sânge celebru știe că trebuie să supraviețuiască. Deci ne-am cazat la Sân Nicolau și am crezut că intrarea din hotel e pe acolo. Nu știu dacă se vede cum arată. Nu pot să dau zoom. Ăla, dar arăta foarte dubios și am zis, mamă mie, stai să vezi că o dormi în mașină. Dar oricum, acum, atât mai drăguț aici, dacă ai nevoie de gânduri bune. Ai pe aici, e centrul orașului. E drăguț. Satul era. Na, m-am crezut că... E drăguț. N-aș face așa ceva ziua. Tăgădâm, 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 tăgădâm. Ia uite. Gagicuți. Place să vină în parc. Nenea, nenea. Nenea, dă-mi un bani, nenea. Dă-mi un bani. Acum am zis că-s gagit și au început cu nenea, dă-mi un bani. Hai să fac casca acolo. Ce bine că am filmat, dar nu știu cum, dar na. Mă îndoiesc că pot să bag eu mâna pe acolo. Deci azi, deci eu am dat o you're super human. Ah! Ah, ah. Se va mizoră. Ok, am mai adânc. Ia, yeah, se pot. Yay! Băi! Ei! Bravo, Serghei! Ce s-a zis cu oamenii ăștia într-un meu pe deschidere? Da. Și eu am zis că, mă, o să vezi lapte și miere, Serghei. 5 stele! 5 stele, piscine, femei, băi! Ajung la cazare. Superb, pat matrimonial, bucătărie, open space la ei. Da. La mine. Doar că era, deci era un Airbnb care era o garsonieră. La garsoniera aia avea și un loc de... O cameră, o altă cameră. Da, pe lângă unde stăteam noi, mai avea o cămăruță mică în care ori s-o ținut, cum ai zis tu, Zacusca, ori trebuia să fie un mic dressing. Dar ei au zis, nu, noi suntem niște oameni foarte creativi, noi facem un mic dormitor de aici. Și când chiar... zic mic, bă, mic... Cât un pat. Deci era pat. De copil. Și dacă puneam și bagajul, nu mai puteai să mergi pe lângă pat. Nu mai. Trebuia să închidem noi ușa de afară, că el n-avea cum de deci fac. Deci el nu a venit, venit cu gagic, că n-avea cum să facă, știi, n-aveai loc. Da, efect. Putea să vină cu mine, da? Să rămân afară. Ne bucuram pe rând. Exact. Intra fiecare în cameră. În momentul ăsta de câteva zile. Deci, câteva zile, dar mai ales azi mă duru foarte tare șoldul pentru că am un pic din început de hernie. Și Anisia, ea fiind un practician, un kinetoterapeut desăvârșit, s-a apucat să mă repare, că știi e cum zic. Hai mă, Sergi! E bine? Ia uite-l! E bine? E super. Sunt mult mai ok. Mulțumesc, Anisia, care este așa și cu piciorul cel. Mulțumesc frumos. Ești foarte... Bă, hai de capul meu. Îți fac aplauzul pentru Teodora Maciu. Aplauzul pentru Anisia. Eu am fost în timp, voi ați fost în urmă. Chiar nu vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumim frumos, Ava, drag! Ați fost un lucru foarte plăcut, mulțumim din inimă că ați venit! Uitați, am fost Anisia Mamuțu, că am fost alături de voi!